Salutare și bine ați venit la canalul meu de YouTube TDHAM. Vreau să fac un unboxing astăzi a unui telefon. Este vorba despre Huawei Mate 20 Lite, fratele mai mic al lui Huawei Mate 20 Pro. Cam așa arată cutia. Cutia nu impresionează, o cutie normală de carton. Grijă mare la sigile să fie intacte. Telefonul nostru a apărut în august 2018. Este un telefon de 172 de grame. Când deschidem cutia, suntem întâmpinați de telefon care vine într-un fel de pungă antistatică, fără niciun fel de folie pe el, cel puțin pe partea frontală. Arată foarte, foarte bine. Pe partea din spate avem o folie de protecție. Culoarea este albastru, este un albastru sidefat. Spatele este de sticlă. Dă senzația de calitate. Deci un telefon foarte bine construit. Arată chiar foarte bine. Așa. Avem un AppsBuild, nu știu exact ce face. Avem o cutiuță cu accesorii. Avem un pin acela pentru SIM card. Avem manualul de instrucțiuni, care și el pare de foarte bună calitate. Mai avem un Quick Start, Warranty Card. Avem o folie care este de silicon. Foarte fain că am inclus-o băieți în pachet. Mi se pare un plus. În cutie avem un încărcător rapid, Huawei Quick Charge, cu 5V cu 2A sau 9V cu 2A. Avem un cablu Type-C. Avem și căștile nu sunt de cea mai bună calitate, au telecomandă, văd pe ele. Și cam atâta în cutie. Haideți să-i dăm drumul. Display este de 6,3 inci, IPS LCD, cu o rezoluție de 2340x1080. Procesorul este octa-core Mali. Mali este GPU. Are un procesor octa-core, după cum vă spuneam, 4 coruri de 2,2 GHz, 4 coruri de 1,7 GHz. Folosește sistemul de operare Android 8.1. Are două camere pe spate, două pe față. Cele două camere de pe spate sunt de 20 de megapixeli, 20 plus 2 megapixeli. Cam pe față 24 plus 2 megapixeli. De mișcat văd că mișcă foarte, foarte bine. Să-l setăm repede. Bun, get started. Next. După cum vă spuneam, dă senzația de calitate. Bineînțeles, avem breton, acum e la modă. Ok, nu știu cum să trec de faza asta. Am reușit să pornesc telefonul.
Am înțeles că un mare plus al acestui telefon este camera. După eșecul de anul trecut cu Mate 10 Lite, au rafinat foarte mult camera. Vedeți, imediat a recunoscut modul text. Este o cameră destul de bună, toată lumea o laudă. Telefonul de asemenea vine echipat cu o baterie de 3750 mAh, care am înțeles că ar duce telefonul cam toată ziua. După mine, un mare minus este, de fapt, ca la alte telefoane mult mai scumpe, nu poți folosi două nanosimuri, poți folosi ori două nanosimuri, ori un microSD. Nu le poți folosi pe toate trei, concomitent. Mi se pare o mare prostie. Telefoanele de generație mai veche făceau chestia asta cu ușurință. Nu știu de ce s-a trecut la sistemul ăsta, probabil din lipsă de spațiu, nu pot să vă spun. Dar mi se pare o mare prostie. Vine cu destul de multe aplicații preinstalate. Multe tool-uri, unelte, să le traducem. Posibilitatea de customizare la acest telefon este destul de mare. Chiar îmi place. Arată foarte, foarte bine. În partea de jos avem o mufă jack. Avem mufa de încărcare Type-C. Avem microfonul și o boxă. Se pare că este doar mono telefonul. Dar țin să vă amintesc că este un telefon mid-range. Nu este un telefon de ultimă generație. Este un telefon care costă undeva între 1200 de lei până la 1600 de lei. Deci nu este un flagship. Și pentru banii ăștia, eu zic că face suficient de multe. Plus arată foarte bine. Toată lumea acum a luat moda cu bretonul ăsta sus aici. Eu, sincer, nu sunt un mare fan. Probabil se poate modifica să dispară sau nu. Dar în orice caz, la banii ăștia mi se pare un telefon foarte, foarte bun. Pe spate avem senzorul de amprentă. Avem de asemenea un blitz. Avem logo-ul Huawei care este un pic ieșit în afară. Și cam atâta despre telefon. Mai multe o să descoperi singuri. Vă reamintesc că ăsta este un unboxing. Sper că v-a plăcut. Sper că v-a ajutat. Dați video-ul un thumbs up dacă v-a plăcut, un thumbs down dacă nu v-a plăcut. Abonați-vă la canalul meu pentru mai multe video de acest gen. O zi bună!